Să vedem, Tana, ce le spunem vărsătorilor, ei nefiind obișnuiți cu fricile, dar totuși, săptămâna următoare, unde ar putea fi încercați pe zona aceasta de frică sau de conflict? Ca și vecinilor capricornii, și vărsătorii au un marcaj greu de dus pe casa 12-a. Da. Dar asta este șansa lor. Este Venus care vine să-l îndulcească susțină, da. Pe acest Pluton, pentru că această casa a 12 este responsabilă și de visele noastre, de activitatea onirică, și Venus va putea să le aducă acele simboluri în vis care să le dea și soluții, nu doar să le aducă la suprafață niște probleme. Norocul vărsătorilor este că l-au pe Marte bine aspectat în semnul lor. Da. Un Marte clar și hotărât. Chiar și foarte bine aspectat. Da, da, el primește un și de la Jupiter, Jupiter de la Saturn. Primește da. Un aspect de trigon, de la Saturn primește un sextil și iată că nu se lasă pradă stărilor da. Negative. Au forță, au vitalitate să lupte, să reacționeze. Așa că nu sunt în aceeași da. Situație, ci din potrivă pot să fie îmboldiți de această lună nouă de pe data de 29, de prietenii lor să își facă curat în viața socială, în viața personală. Sub foarte multe forme este vorba la vărsător despre restabilirea unor adevăruri de fond despre ei în viața lor. Echilibrul dintre Saturn și Jupiter are foarte mult acel sextil da. Frumos care ne va ajuta pe toți să trecem cu bine prin toate încercările solicitări, concrete, da. Da, prin solicitările acestea, după cum am văzut, foarte mult psihologice și sufletești, au de-a face cu restabilirea adevărului și a justei măsuri. Și Jupiter are de-a face cu spunerea adevărului, dar de multe ori cu o emfază exagerată, pe când Saturn aduce la suprafață fapte care nu pot fi contestate. Și adevărul filmat cu două din două unghiuri diferite este mult mai devine mult mai tangibil și mult mai clar pentru noi în viața noastră. Deci pentru că vărsătorii sunt avantajați de acest Marte clar și pentru că nici măcar acea opoziție pe casa banilor nu poate să-i zăpăcească foarte tare în momentul de față. Ei își pot face foarte multă ordine în relații. Pot să renunțe în urma acestei eclipse de lună chiar la relația de prietenie pe termen lung, care pur și simplu nu își mai găsesc locul în viața lor și să-și clarifice multe prietenii cu femeile care necesită o clarificare. Și e vorba despre un fel de justiție făcută, adică atitudinea lor interioară poate să fie una în gen ok, eu până acum ca să fie bine lucrurile și pentru că sunt zodia prieteniei, am acceptat tot felul de jumătăți de adevăruri și compromisuri în relațiile mele sociale. Și acum s-a terminat cu acceptatul ăsta că a venit Marte și am de luat niște decizii. Și aceste decizii ar fi bine să fie puse în practică, sigur că da, după data de 29, cele dinainte s-ar putea să le iasă mai stângați sau să fie chiar neinspirate, dar după data de 29 un fel de asanare în relațiile de tot felul, dar mai ales cele sociale și de prietenie, poate să le simplifice în mare măsură existența mai încolo. Sigur că da, i-aș sfătui să fie prudenți și dacă se poate să evite hotărârile legate de bani. Da. În această perioadă când
nu au discernământul necesar, Neptun îi împiedică să vadă ce ar trebui să aleagă ei mai bine pentru ei, deci să nu îi apuce așa brusc că eu nu mai vreau să lucrez aici, ci să își ducă până la capăt obligațiile contractuale, până când sigur că au ceva în altă parte.